Vă salut cu mare drag, copii. Mă bucur să vă regăsesc. Sunt Lörinci Hertlein Enikő, învățătoare la școala gimnazială Eszi Lajos din Szovata. Sper să petrecem împreună un timp cât mai constructiv. De aceea vă rog să vă pregătiți caietul de limba română sau o foaie, instrumentele de scris și creioanele colorate. Dacă le ați pregătit, atunci putem începe. Și azi vom continua să vorbim despre tema noastră preferată, păsările. Ce știm noi despre păsări? Vă mai amintiți pasărea preferată? Trebuia să o desenați. Pasărea mea preferată este rândunica. V-am și desenat-o data trecută. Rândunica mea s-a întors din țările calde și și-a reconstruit cuibul. A depus ouă și au ieșit puii. Puii sunt înfometați. Rândunica a plecat după hrană. Hrana lor preferată este viermele. Pentru fiecare răspuns corect, aveți un viermișor. La sfârșit, cu viermișorii adunați, vă puteți hrăni pasărea preferată. Începem, bine? Priviți imaginile cu rândunica și vă rog să le ordonați. Avem literele A, B, C și D. Trebuie să ordonăm imaginile. Ce credeți la litera A? Care imagine va fi? Corect! Foarte bine! La B, oare care imagine? Foarte bine! La C? Corect! Și ultima imagine? La D. Dacă ați lucrat corect, aveți câte un viermișor. Să trecem mai departe. Alcătuiți câte un enunț pe baza imaginilor. Vedeți, sunt imaginile anterioare. Ce face rândunica? Rândunica își reconstruiește cuibul. Corect, foarte bine. Dar a doua imagine ce reprezintă? În cuibul ei depune ouă. Excelent! A treia imagine? Din ouă ies puii. Și ultima imagine ce reprezintă? Rândunica învață puii să zboară. Ați lucrat foarte bine! Mai departe! Vă mai amintiți sfatul cel mai important din lecția anterioară? Sunt sigură, dar haideți să-l citim încă o dată. Să nu atingi cuibul păsărilor, pentru că pasărea l-ar părăsi și ar face alt cuib undeva unde nu l-ar atinge nimeni. Este un sfat foarte important. Să facem cunoștință cu Mihaela, prietena noastră nouă. Mihaela a zărit un cuib de păsări când se plimba prin pădure. Ce credeți? Ce înseamnă cuvântul a zări? Dacă zărim, observăm, vedem un cuib căzut pe pământ, îl punem într-un copac, ca mai apoi rândunica sau o altă pasăre căreia îi aparține
să o poată reînnoi. Deci, Mihaela a zărit un cuib de păsări, ori Mihaela a observat un cuib de păsări, ori Mihaela a văzut un cuib de păsări. Acum putem trece mai departe. V-am și adus un text superb despre Mihaela și rândunica. Să o citim împreună. Mihaela și rândunica. A sosit primăvara. În acest anotimp se întorc la cuiburile lor părăsite rândunicile. Mihaela a zărit stolul de rândunici. Obosite, dar fericite, rândunicile s-au așezat pe gardurile oamenilor și în pomii înmuguriți. Fata a observat că prietena ei, rândunica, nu s-a oprit să o salute. S-a grăbit să ajungă la cuibul ei. După câteva zile, când rândunica a zburat după hrană, Mihaela s-a urcat în copac și s-a uitat în cuib. Ce a zărit oare? A zărit 7 ouă mititele. În fiecare zi s-a urcat și a controlat dacă ouăle sunt întregi. Într-o zi a văzut cum puii au început să-și scoată capul din ouă. Rândunica, mama puiilor, a apărut lângă ea și supărată i-a spus Mihaelei: "Ce vrei? Ai venit să-mi furi ouăle?" "Sigur că nu," a spus fata. "Vroiam să știu dacă sunteți bine." "Nu e frumos să te uiți în casa altora, mai ales în cuibul nostru. Puii mei sunt mici și se pot speria de un străin." Mihaela a înțeles și a învățat de la rândunica că nu e bine să dai buzna în casa cuiva neinvitat și că toți avem nevoie de liniște și intimitate. Sper că v-a plăcut acest text. Haideți să o citim încă o dată ca să o aprofundăm. Mihaela și rândunica. A sosit primăvara. În acest anotimp se întorc la cuiburile lor părăsite rândunicile. Mihaela a zărit stolul de rândunici. Obosite, dar fericite, rândunicile s-au așezat pe gardurile oamenilor și în pomii înmuguriți. Fata a observat că prietena ei, rândunica, nu s-a oprit să o salute. S-a grăbit să ajungă la cuibul ei. După câteva zile, când rândunica a zburat după hrană, Mihaela s-a urcat în copac și s-a uitat în cuib. Ce a zărit oare? A zărit 7 ouă mititele. În fiecare zi s-a urcat și a controlat dacă ouăle sunt întregi. Într-o zi a văzut cum puii au început să-și scoată capul din ouă. Rândunica, mama puiilor, a apărut lângă ea și, supărată, i-a spus Mihaelei: "Ce vrei? Ai venit să-mi furi ouăle?" "Sigur că nu," a spus fata. "Vroiam să știu dacă sunteți bine." "Nu e frumos să te uiți în casa altora, mai ales în cuibul nostru." "Puii mei sunt mici și se pot speria de un străin." Mihaela a înțeles și a învățat de la rândunica că nu e bine să dai buzna în casa cuiva neinvitat și că toți avem nevoie de liniște și intimitate. Foarte bine! Iar acum să trecem la exerciții. Scrie enunțurile în ordinea întâmplărilor din textul citit. Vă citesc enunțurile. Rândunicile se întorc la cuiburile lor. A sosit primăvara.
Rândunica nu a salutat-o pe prietena ei. S-au așezat pe garduri și copaci. Într-o zi, puii au început să-și scoată capul. Mihaela s-a urcat în copac și s-a uitat în cuib. Mama puilor s-a supărat pe Mihaela. În cuib erau 7 ouă mititele. Toți avem nevoie de liniște și intimitate. Acum vă rog să le ordonați și vă ajut. Care ar fi prima propoziție? A sosit primăvara, corect. Mai departe? Rândunicile se întorc la cuiburile lor, foarte bine. A treia? S-au așezat pe garduri și copaci. A patra? Rândunica nu a salutat-o pe prietena ei. Următoarea? Mihaela s-a urcat în copac și s-a uitat în cuib. Foarte bine! Mai departe? În cuib erau 7 ouă mititele. Corect! Următoarea? Într-o zi, puii au început să scoată capul. Și ultimul enunț. Mama puilor s-a supărat pe Mihaela. Este penultimul. Și ultimul, acum ar fi, toți avem nevoie de liniște și intimitate. Și dacă ați lucrat corect, aveți câte un viermișor pentru fiecare răspuns bine făcut. Mergem mai departe. Formulează întrebări încât să răspunzi la enunțurile date. Vă citesc enunțurile, mai apoi formulăm întrebările. Primul enunț. Rândunicile se întorc la cuiburile lor părăsite. Al doilea enunț. Rândunicile s-au așezat pe gardurile oamenilor și în copaci. Al treilea enunț. Prietena Mihaelei era rândunica. Și ultimul enunț. A zărit 7 ouă mititele. Acum să formulăm întrebări. Pentru primul enunț. Ce credeți? Cum putem să formulăm o întrebare? Cine se întorc la cuiburile lor părăsite? Rândunicile se întorc la cuiburile lor părăsite. Foarte bine! Rândunicile s-au așezat pe gardurile oamenilor și în copaci. Unde s-au așezat rândunicile? Sau ce au făcut rândunicile? Întrebarea noastră ar fi: unde s-au așezat rândunicile? Foarte bine! Mai departe, prietena Mihaelei era rândunica. Cine era oare prietena Mihaelei? Cine era prietena Mihaelei? Prietena Mihaelei era rândunica. Foarte bine! A zărit 7 ouă mititele. Oare ce a zărit Mihaela? Câte ouă a zărit Mihaela în cuib? A zărit 7 ouă mititele. Corect! Și dacă ați formulat astfel de întrebări, atunci aveți câte un viermișor. Spuneți-vă părerea. Avem întrebări și trebuie să ne formulăm părerea. De ce nu a salutat-o rândunica pe Mihaela? De ce era supărată rândunica pe Mihaela? De ce nu e frumos să ne uităm în cuibul păsărilor? Iar acum să ne formulăm părerea. De ce nu a salutat-o rândunica pe Mihaela?
Nu a salutat-o pentru că s-a grăbit la cuibul ei corect. De ce era supărată rândunica pe Mihaela? Oare de ce? Era supărată pe Mihaela pentru că a crezut că vroia să-i fure ouăle. De ce nu e frumos să ne uităm în cuibul păsărilor? Oare de ce? Nu e frumos să ne uităm în cuibul păsărilor pentru că îi speriem. Corect. Și dacă ați lucrat astfel, aveți câte un viermișor pentru fiecare răspuns corect. Mai departe, citește enunțurile și spune care dintre ele sunt adevărate și care sunt false. Sunt sigură că vă place acest exercițiu. Vă citesc enunțurile. Primăvara se întorc rândunicile. Următorul enunț, Mihaela a zărit stolul de berze. Al treilea enunț, rândunica a salutat-o pe Mihaela. Al patrulea enunț, Mihaela a zărit 5 ouă în cuib. Și ultimul enunț, nu e frumos să te uiți în casa altora. Acum să vedem care sunt adevărate și care sunt false. Primăvara se întorc rândunicile. Oare este corect? Sunt sigură că este corect. Așa este. Mihaela a zărit stolul de berze. Oare Mihaela a zărit stolul de berze? Este fals. Rândunica a salutat-o pe Mihaela. A salutat-o? Este fals. Mihaela a zărit 5 ouă în cuib. Câte ouă a zărit în cuib Mihaela? Este tot fals. Nu e frumos să te uiți în casa altora. Este? Adevărat. Și dacă ați lucrat corect, aveți câte un viermișor pentru fiecare răspuns. Acum să corectăm enunțurile false cu cele corecte sau adevărate. Primul enunț fals, Mihaela a zărit stolul de berze. A zărit oare stolul de berze? Corect este, Mihaela a zărit stolul de rândunici. Foarte bine! Fals este, rândunica a salutat-o pe Mihaela. Și corect ar fi, rândunica nu a salutat-o pe Mihaela. Ultimul enunț fals, Mihaela a zărit 5 ouă în cuib. Corect este, Mihaela a zărit 7 ouă în cuib. Și dacă ați lucrat corect, iarăși aveți câte un viermișor. Mergem mai departe. Ordonează cuvintele astfel încât să obții enunțuri corecte. Și vedeți că avem imagini și avem cuvinte. Trebuie să ordonăm aceste cuvinte. Sunt sigură că va merge. Primul enunț, cred că, este despre Mihaela, nu-i așa? Și voi vedeți astfel. Să ordonăm prima dată cuvintele și vi le citesc. Curioasă este Mihaela o fată. Acestea ar fi cuvintele. Acum trebuie să le ordonăm. Primul cuvânt, Mihaela, pentru că despre ea este vorba. Al doilea, este, corect, foarte bine. Următorul cuvânt, o, este un cuvânt scurt. Mai departe, f,
Fată, foarte bine. Și ultimul, nici nu cred că este greu. Curioasă, vedeți că este și un punct la sfârșit. Deci știm că este la sfârșitul enunțului acest cuvânt. Și acum să scriem enunțul corect. Mihaela este o fată curioasă. Mihaela este o fată curioasă. Foarte bine, dacă ați lucrat astfel. Al doilea enunț, cred că este vorba despre un cuib de rândunici. Nu-i așa? Corect. Și să vedem, vă citesc cuvintele. Copac în este cuib un rândunici de. Acum să le ordonăm. Primul cuvânt, în, este un cuvânt iarăși scurt. Al doilea cuvânt, copac, în copac. Mai departe, este, corect, un, iarăși un cuvânt scurt, cuib, de, și ultimul cuvânt, rândunici. Și acum să scriem enunțul corect. În copac este un cuib de rândunici. În copac este un cuib de rândunici. Foarte bine! Cred că ați lucrat corect. Și ultimul enunț, cred că este vorba despre o rândunică. Vă citesc cuvintele. Are rândunica alb, negru, pene. Să le ordonăm. Rândunica are pene alb, negru. Corect. Iar acum să scriem enunțul corect. Rândunica are pene alb, negru. Foarte bine! Dacă ați lucrat astfel, aveți câte un viermișor. Sper că ați reușit să adunați cât mai mulți viermișori. Și eu am adunat viermișori pentru fiecare răspuns corect. Rândunica mea poate să-și hrănească puii înfometați. Dar pasărea voastră preferată poate să-și hrănească pui? Vă mulțumesc pentru atenție, să fiți iubiți și mai ales sănătoși. Cu bine, copii! La revedere!